Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliului cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună aici în studioul Capital TV, televiziune pe bune, bineînțeles, pentru noastră și pentru informarea corectă a dumneavoastră. Astăzi, invitații noștri sunt doamna Paula Corbu, revelația alegerilor locale de la Deva și candidată din partea Partidului României Europene pentru funcția de primar al municipiului Deva. Să rămânile, bun venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Și, bineînțeles, alături de Paula Corbu, domnul Mircea Muntean, în calitate de susținător. Bună ziua, bun venit! Așa, emisiunea este înregistrată, o înregistrăm ziua, deci am zis că transparență va fi difuzată mai spre seară. Noi nu ne ascundem aici, lucrurile sunt cât se poate de clare. Și transparente. Și transparente. Mult mai transparente decât în administrația publică locală. Categoric. Doamna Paula. La început era deschis, aveau televiziunile, filmau toate ședințele de consiliu, acum stau cu ușile închise, cu cald. Nu se mai filmează ședințele de consiliu. Nu se mai filmează. Se filmează în continuare, dar nu mai participă. Nu mai participă presa și nici din cauza COVID-ului. Păi da. Oarecum e normal, o măsură de protecție de în plus. De precauție, dar altceva vreau să vă întreb. A mai trecut, cred că o săptămână, dacă nu ne-am mai văzut, o săptămână în care dumneavoastră v-ați văzut de treabă, ca să spun de așa. De activitatea curentă. Păi nu, treaba dumneavoastră în momentul ăsta este să convingeți de venit că trebuie să mă votez. Trebuie să mă votez. Ia uite, trebuie să mă voteze. Foarte interesant. Deci n-ați spus că să mă voteze, a spus trebuie să mă voteze. Am spus eu că sunteți revelația alegerilor locale de la Deva pentru funcția de primar. Și cred că nu mă înșel când spun lucrul ăsta. Ce ați mai făcut între timp? Aș vrea să încep emisiunea cu a treia poruncă, pentru că am văzut în ultima perioadă că se folosesc mulți candidați de divinitate pentru a atrage locuri. M-ați pierdut. Pe mine ești m-ați pierdut. A treia poruncă spune așa. Dar mă regăsiți imediat. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul va pedepsi pe cel care va lua în deșert numele său. Așa, mai okay, exact, pricep. Să nu ne folosim de divinitate, să spunem că noi suntem fără păcat, că noi suntem trimiși ai lui Dumnezeu pentru a păzi cetatea, că Dumnezeu lucrează prin noi și prin votul cetățenilor. Dumnezeu controlează tot și nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Chiar ieri am fost la Sfânta Liturghie în micro la biserică și Părintele la sfârșitul slujbei ne-a spus că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Doar din voia lui Dumnezeu se întâmplă toate lucrurile în viața noastră. Și atunci să ne punem întrebarea, de ce a vrut Dumnezeu ca Paula Corbu să candideze la primăria Deva? Și cu asta am spus tot. Acum vreau să intrăm în alte subiecte. Da, interpretare. Mă gândeam dacă pot să vă combat cumva. Să vedem. Să vedem ce aș putea să spunem. Am încercat alții. Da, nu mă interesează de alții. Da. Ideea este că îmi place cum a spus problema, nu vreau să vă combat, pentru că e urât, nu? Din punctul e urât și e, nu vreau să aduc în discuție. Eu am mai spus asta și în altă emisiune. Doamne, când mergem la biserică, mergem la biserică. Când ne rugăm la Doamne, Doamne, dacă ne rugăm, o facem acolo în intimitatea noastră exact. Sau cum o facem. Da, stă la mesteci pe Dumnezeu în politică. Acum văd că este campania tuturor posibilităților. Se apelează la orice doar pentru a mai rupe niște voturi, a mai câștiga niște voturi, de la denigrări, la urmăriri, la plătit diverse persoane pentru a face seriale spectaculoase cu breaking news-uri și cancanuri. Cum adică? Stați așa, că asta e o afirmație interesantă, dar trebuie să aveți probe. Plătit diferite persoane. Da, au ajuns la urechile mele mai multe informații, cum că se apelează la diverse persoane mai puțin sau mai mult curate, ca să spun așa, sau cu o curate, integritate. Adică spălate sau curate din nu, punct nu, de vedere că nu îmi permis să jignesc pe nimeni. La a, deci din punct de vedere moral. Da. Să facă anumite anunțuri și afirmații în legătură cu viața mea personală, până la urmă și dacă ar avea dreptate, nu văd ce relevanță ar avea în păi, această campanie electorală. Domnule, să fim serioși acum. Dacă mă știam cu musca pe căciulă sau în vreun fel pătată,
nu-mi permiteam să vin să candidez pentru această funcție. Doamna, aș jigni inteligența cetățenilor. Haideți să vă spun o chestie. Punctul meu de la vedere. Început, eu nu v-am cunoscut până acum, decât atunci când erați micuță. Între timp, nu v-am mai văzut, n-am mai știut, n-am mai schimbat o vorbă. Prima oară când am aflat că veți candida, am zâmbit așa în colțul gurii. După aceea ați venit la studio, la prima emisiune și v-am cunoscut. Mărturisesc că pentru mine, eu nu vă fac campanie electorală, acum nu sunt în caracter, dar a fost o surpriză plăcută. E greu să găsești, chiar și în campaniile electorale, și asta mi-asum ceea ce spun, interlocutori cu care să poți sta de vorbă. Unora trebuie să le smulg cuvintele cu cleștele din gură. N-a fost cazul dumneavoastră. Altora, e o meserie ingrată asta de moderator, mai ales în campanie electorală, când e și emisiunea de promovare electorală. Altora, pentru că emisiunea de promovare electorală trebuie să le așeze în așa fel în ideile încât ei înșiși să meargă pe să meargă măcar pe șirul ideilor lor. La dumneavoastră n-a fost cazul ăsta și, repet, am rămas plăcut surprins. Și acum vreau să vă întreb, având în vedere că, nu sunt psiholog, dar aveți un IQ peste medie, deci având în vedere că aveți un IQ peste medie, dumneavoastră credeți că o persoană mai puțin curată, adică cu o reputație îndoielnică în speță, dacă se apucă și scrie ceva pe undeva, oamenii, vedeți dumneavoastră, și Deva, e un oraș destul de mic, se cunosc unii pe ceilalți, știu cam cine, ce a făcut, despre ce a fost vorba, cine e ăla, ce hram poartă. Chiar credeți că aceste șifonelii sau sifonări, sau spuneți-le cum vreți, au vreun efect asupra oamenilor? Categoric nu au. Fac mai multă audiență, pentru că românului îi place pâine și circ. Pâine și circ, da. Așa. Problema este că nu se opresc doar la aceste lucruri. Am avut chiar o întâmplare nefericită în oraș. Da. Degeaba spui că ești cu sufletul în rai și treburile murdare le externalizezi. Iar nu înțeleg. Păi, vă pot povesti un incident care s-a întâmplat săptămâna trecută. Așa. Adică între aceste două emisiuni? Da, da. Eram cu echipa mea în jur de 15 persoane, în zona micro 15, la banca din fața unui bloc a apărut o domnișoară. Stați un pic. Aveți vreo probă pentru ceea ce îmi povestiți? Da, am. Îmi trimiteți și mie ca să trimit în regie, să vedem spre ce-i vorba. Și pe urmă povestim. Iar la momentul la care o să rog regie, o să rog să și pleb, dacă se poate. Așa. Mi-ați trimis, da? Da. Ok, acum o să trimis și eu în regie. A apărut o domnișoară care s-a simțit cumva ofensată că noi suntem pe trotuarul din fața blocului respectiv. S-a împins puțin cu una dintre, chiar este consilieră pe lista mea, și a plecat și a văzut de drum. Mai apoi să-mi spună unii dintre colegi că doamna respectivă este partenera unui susținător înfocat al unuia dintre candidații la primăria Deva. Am mers mai departe, ne-am văzut de drum, am înțeles reacția, nu spune nimeni că trebuie să ne aplaude, că trebuie să ne susțină, că trebuie să stea de vorbă cu noi. În colțul blocului a apărut o mașină, o mașină de teren, era un SUV, a pus o frână bruscă în fața noastră, s-a dat jos, eu vorbeam cu un cetățean, a început să mă ia la întrebări, tu ești candidata, vreau să vorbesc cu candidata, ce proiecte ai tu, tu știi ce proiecte are actualul primar, că cum îți prezinți tu proiectele, ce faci tu, deci o serie de întrebări, cumva era pornit destul de agresiv pentru a intra în vorbă cu mine. Așa. Am mers mai departe. I-am spus că
Dacă se liniștește și vrea să discutăm, discutăm, dar nu vreau să mă înregistreze pentru că nu am nevoie să... Stați un pic, deci omul s-a dat jos cu telefonul în mână? Da, în mână, a ajuns în fața mea, a pus telefonul în buzunar și a început să strige. Hai să recapitulăm puțin. O mașină de teren vine, pune frână, omul se dă jos cu telefonul în mână. Se dă jos, da, cu telefonul asta în mână, în momentul că, care... Logic, eu mi-am dat seama că, așa. Una dintre fete mi-a spus, ai grijă că domnul acesta este soțul doamnei care a ieșit din scară mai devreme, probabil aceasta l-a chemat, i-a spus că suntem în zonă, că facem campanie și teritoriul lor v-a dus așa. I-am spus că nu vreau să stau de vorbă pentru că mă înregistrează și nu înțeleg de ce ar trebui să aibă astfel de materiale electorale, să spun așa. Și am mers, mi-am văzut de drum, am continuat ce aveam de făcut. Campanie. În următorul bloc ne-am strâns împreună cu 7 cetățeni care erau... Asta apare pe materialul pe care mi l-ați trimis. Nu, prima parte nu apare. Bun, hai să vedem materialul, dacă putem să-l vedem. Putem să-l vedem? Stăteam are de vorbă... Are și sunet materialul, regia. Are, da. Aici cred că deja este la final. Noi eram de vorbă în acel colț cu 7 cetățeni, împreună cu copiii lor, deci cu soțiile, era multă lume. A venit aceeași mașină cu acești doi indivizi, unul dintre aceștia a coborât, a început să strige după noi că ce avem cu domnul primar, că de ce nu avem proiecte, că de ce... Destul de lată ce a făcut. Da, ne înregistra în același timp și respectivul domn. Și filmarea asta cine a făcut-o? Unul dintre colegii mei din echipă. După cum vedeți, erau toți împrăștiați, dar de începutul filmării se poate vedea cum a venit mașina, cum a coborât, ce striga, ce spunea. Mai putem este vedea un odată susținător de la început? Se vede de la început cum vine mașina? A, nu, de aici avem, atât avem. A, acolo, da. Am înțeles că este un susținător al actualului primar, că folosește chiar o asta ramă de susținere. Asta nu avem de unde să știm, dacă e sau... Ați înțeles dumneavoastră, dar noi nu putem să... Da, eu pot să probez. Dacă îl caut am acum, înțeles. Vă pot trimite Facebook-ul. Și ce vrea de la noastră? Că tu n-am înțeles. Că ce avem noi cu actualul primar? Că... Aha. Păi nu aveți nimic, mă gândesc. Aveți ceva cu el? Fiecare își face campanie în felul de în care dorește. Pe toți îi deranjează candidatura noastră atât și nu altora. Nu i-am văzut pe alții. Da, bun, mulțumesc, regia. Am hotărât să filmăm fiecare acțiune în oraș, pentru că și aseară s-a întâmplat un eveniment nu atât de grav din punctul meu de vedere. V-ați speriat? Am făcut atunci. Da. Eu cred că lucrurile astea se fac doar pentru a ne intimida, doar pentru a mă speria pe mine, păi, având în vedere asta, că eu vă văd așa, unul dintre, adică persoana pe care o susține acest domn care s-a dat jos să strige după noi pe stradă, a ieșit într-o emisiune și a spus că sunt o tinerică. Tinerica, așa se referă la mine. Deci e clar că mizează mult pe faptul că aceste... emisiuni, telenovele, ce fac ele, ei, acțiunile din stradă, urmărit și amenințat, agresat verbal și așa mai departe, mă vor intimida. De pe mine mă rămâne și eu mai rău. Eu vă spun sincer că noi vom filma de acum fiecare acțiune pentru a avea probe suficiente. Eu pe latură civilă m-am îndreptat oricum împotriva acestor persoane care vorbesc la adresa mea, pentru că până la urmă vor ajunge la o hărțuire și vreau să am cât mai multe probe. Latura civilă există, oricum, dacă e adevărat ce spun unii dintre apropiații mei că aceștia primesc bani pentru a face această propagandă ieftină, înseamnă că au și de unde să plătească când le voi cere în instanță daune. E nevoie de probe, e destul de greu de dovedit că primesc bani. Așa este, dar am spus că au sursă, dacă e așa cum spun. Dacă nu, muncă în folosul comunității. De ce nu? Că oricum DEVA este la pământ cu tot ce înseamnă curățenie, tot ce înseamnă igienă, igienizarea spațiilor verzi, igienizarea locurilor de joacă, deci trotuare și așa mai departe. Deci avem nevoie de oameni care să facă muncă în folosul comunității. Bun, vreau să știu dacă v-ați speriat sau nu.
Nu, nu, categoric. Am o echipă destul de numeroasă. Nu au de ce să mă intimideze aceste evenimente, pentru că eu sunt focusată pe ceea ce trebuie să fac. Nu le acord atenție. Mai mult, am renunțat la a mai urmări postările lor pe Facebook, mesajele, pentru că mi ocupă destul de mult timp și atunci automat timpul respectiv este irosit cu niște persoane care, da, din punctul meu de vedere, nu reprezintă niciun pericol. Vreau să vă întreb proiectele dumneavoastră, cele despre care ne-ați vorbit la un moment dat, proiect că au mai rămas multe despre care nu ne-ați spus. Categoric. Cum stăm cu ele? Am lansat în urmă cu câteva zile de la începutul campaniei electorale proiectele mele. Sunt defalcate, prezentate pe capitole. Vreau să vă vorbesc despre unul foarte controversat și anume Palatul Administrativ, pe care eu doresc să-l transformăm într-un spital municipal de care cetățenii au cu adevărat nevoie. Așa, ați mai spus lucrul ăsta, într-adevăr. Așa e. Cel de lângă piață, ca da, să știe de veni mai bine. Vreau să vă spun că... De atâția ani... Vreau să vă spun că actualul primar... Deci eu nu am o problemă cu candidatul, ca să se înțeleagă. Eu nu atac candidatul. Fiecare face o campanie electorală așa cum crede de cuvință. Eu vorbesc strict despre primar, că până la urmă... Lui am acordat încredere, cu el am bătut palma în 2017 și mai exact și-a băgat palma în buzunar și acolo a rămas și acum. Sper să nu mai batem și la plecare. Deci vreau să vorbim despre atribuțiile pe care le are, despre ceea ce trebuia să facă în mandatul acesta și nu vorbesc despre proiectele candidatului sau a oricărui alt candidat. Deci departe de mine. Așa. Cred că toți care am intrat în această cursă, avem o problemă cu administrația, nu cu vreun candidat. Deci nu trebuie să se simtă nimeni ofensat din această cauză. Au ieșit în mediul, în presă, spunând că vine tinerica și spune vreau spital aici și va apărea un spital aici. Așa. Nu. În momentul în care am hotărât că acolo voi face un spital, am hotărât în urma unor discuții cu mai multe persoane. Și aici mă refer la arhitecți, constructori, medici, oameni din administrația locală, care poate să-mi spună dacă se pretează acea clădire unui astfel de proiect măreț. Revin asupra acelei afirmații cu tinerica. Vă dau un exemplu. Nu trebuie să ne raportăm întotdeauna la vârstă. La 23 de ani, soțul meu a coordonat echipa de proiectare a aeroportului Băneasa, Otopeni, mă scuzați, Otopeni. Și Timișoara, da? La 23 de ani. A fost consilierul Ministerului Transportului, uh-huh. Da? A creat proiectul pentru finanțare, deci făcut de el, la 23 de ani. Eu am 29. Deci mulțumesc. Să nu ne mai raportăm la faptul că tinerii nu pot, că n-au experiență, că nu, tu nu poți, tu. În calitate de primar, dacă vii în față și spui un contracandidat nu poate face aia, celălalt nu poate face cealaltă. Bun. Ce faci tu? Sau ce ai făcut tu în calitate de primar de atâta timp? Zilele trecute am primit un pliant în care erau câteva proiecte ale actualului primar enumerate. Și am spus în felul următor. De ce nu iese domnul respectiv sau în televiziunile unde merge? Să spună. Din acest proiect eu am realizat următoarele puncte. Din acest plan de guvernare, să spun așa, pentru mandatul viitor. Deci nu s-a realizat nici 1% din ce scrie acolo, dar vine și spune că un alt candidat nu poate să facă un proiect. Ba, pot și voi face. Pentru că am o echipă de oameni care se implică și care depun tot efortul pentru a găsi soluții și voi demonstra că ceea ce vorbesc nu este doar așa, de dragul de a vorbi. Încă ceva. Ce mi se pare interesant? Vă ascult și... Chiar sunt atent la fiecare candidat care vine în această emisiune de promovare electorală. Eu am vreo 20 ceva de ani de presă în spate. Eu dacă aș fi primar și aș considera că bateți câmpii sau că nu aveți nicio șansă sau nu v-aș considera un adversar serios, nici măcar nu v-aș băga în seamă.
Se pare că e invers, strategic. Asta înseamnă ceva. Da. Asta am observat și eu în timpul campaniei electorale, că pentru actualul primar există Domnul Dumnezeul nostru și Domnul care își susține fica la primăria Devei. Doar doi domnului. Adică dumneavoastră, adică care l-a lansat viceprimar și care l-a lansat... Sunteți aici, nu știu de câte minute am început emisiunea, dar n-ați apucat să scoateți nicio vorbă până acum. Nu știu dacă o să apucați, că văd că doamna Paula... De 20 de minute. Nu sunt așa blând. Domnul Munteanu, de 20 de minute în emisiune, noastră stăți în calitate de susținător și cred că ați venit degeaba. Spune aici că o să umple Paula tot spațiul. Are vorbele la ea, vorbește așa. Cursiv. Deci stați acolo liniștit. Am și eu știu să punctez și să... Cu Paula. O să mă aruncați așa chiar la... Dom'le, nu știu, deocamdată importantă în ecuația asta este doamna Paula și o lăsăm să vorbească, pentru că mi se pare normal. Vă rog. Așa. Deci, tu, ca primar, vii în față și spui că nu se poate, că bat câmpii. Când tu, în mandat, în aproape trei ani, ai realizat luminile arhitecturale de pe biserici, așa, cu un împrumut, cu atribuire directă în stare de urgență, ai reabilitat un WC public cu 45.000 de euro. Ena. Scuzați-mă, știu, vă întreb. Da. Sunteți sigură că informațiile... Câte toalete vă puteți imagina că sunt la urmă? Sunteți convinsă că informațiile pe care le prezentați sunt și reale? Sunt informații oficiale, puse publice. Pe site-ul primăriei. Deci 45.000 de euro o toaletă publică. Unde e asta? Care este? Toaleta publică din zona Ulpiei. Aha. Că trei apartamente în Hatzec, să fiu mai așa. Aproape. Ca undeva, că până la 45.000 de... Și 37 de locuri de parcare. Sunt prețurile la fel. Revin, 37 de locuri de parcare. În 3 ani de zile. Bun. Deci până aici cred că e foarte clar. Ce drepturi are un om care a realizat asta să vină să spună despre un altul care își propune, face toate diligențele, depune toate diligențele necesare, că nu se poate. Bun. Mergem mai departe. Aș fi ieșit în față în această calitate de primar dacă aș fi avut un studiu DALI, da? În care să vedem dacă clădirea respectivă poate avea vreo intervenție, poate fi transformată, putem face o investiție, se pretează unui astfel Iată de proiect. Iată, doamna Paula, să vă și întreb așa, că ați folosit un termen acolo. Ce e la studiu DALI? Este un studiu, o expertiză tehnică, economică, care vă poate spune dacă o clădire deja existentă poate suferi o intervenție. Adică nu este un studiu de fezabilitate despre pe care îl facem atunci când vrem să construim și... Nu, v-am întrebat lucrul ăsta pentru că am da, probabil dacă... mulți telespectatori nu-l cunosc, eu l-am spus așa. Nu. V-am întrebat pentru că am vrut să văd dacă ați venit cu poezia învățată. Sau dacă chiar știți ce e studiul DALI. Nu intră. Deci aș vrea să intervin și eu aici. Vă rog. A fost foarte scurt și am precizat acest lucru. Din moment ce în București zeci de clădiri suferă astfel de intervenții, din moment ce actuala conducere a județului și a municipiului propune totuși o variantă a crea un centru de finanțe, deci un nou centru de biruri, pentru bieții cetățeni ai municipiului Deva și a regiunii Transilvania, că era cu extindere pe zonală, cum să nu existe și varianta să-l transformi în spital? Și atât. Există studiul DALI care spune dacă se poate sau nu se poate. Pe care nu cred că l-ar avea. Și dacă l-ar avea, ferm îi rog să-l prezinte și să spună, nu, domnule, clădirea e o ruină, nu se mai poate face nimic. Dacă ar fi așa... Proprietari acolo. Da, sunt. Dacă ar fi așa, nu s-ar putea face nimic, înseamnă că deja clădirea reprezintă un pericol pentru cetățenii care traversează zona respectivă, pentru mașinile care vor parca în proximitate, că am văzut că s-a început construcția acolo a unei parcări. Deci, clar trebuie luate măsuri în vederea acestei clădiri. Iar dumneavoastră v-ați gândit că cel mai bun ar fi un spital municipal. Da. Și vă spun asta de ce? Pentru că revin la oamenii din echipa mea, unul dintre oamenii apropiați, să spun așa, mai exact soțul meu,
lucrează la, conduce de fapt, compania municipală Consolidări. A creat în stare de urgență 400 de locuri, un spital modular COVID, iar acum a început lucrările pentru cel mai mare spital din țară, spitalul municipal, care se numește Sfântul Sebastian și care va fi a doua cea mai mare clădire după Casa Poporului din România. Deci are niște experți în echipa lui cu care am discutat și care m-au asigurat că se poate face tot ce este necesar. Mai mult, mi-au spus că ar fi o posibilă problemă în cazul în care, după studiul de rezistență pe care îl vom face, îl voi face în calitate de primar, bineînțeles, după ce voi solicita Consiliului Local, Consiliului Județean, Prefecturii, Institutul de Statistică, mai este Trustul de Construcții, Banc Postul, sunt mai mulți toți proprietari. Toți sunt proprietari. Da. Voi solicita acestora să preiau în administrare acea clădire pentru a putea avea un drept real și pentru a putea solicita fonduri europene, pentru că știți că... Da, trebuie să fie proprietar. Trebuie să fie așa. Voi solicita voi introduce în bugetul pentru anul viitor cheltuieli cu studiile, pentru că probabil nu au fost prevăzuți, da, sau voi cere o rectificare dacă timpul ne va mai permite, pentru a avea bani pentru aceste studii. După ce vom avea acest studiu de rezistență, voi merge mai departe. Și de asta aici revin la ce spuneam, că m-am consultat cu specialiști care construiesc sau consolidează în București și mi-au spus că ar putea exista într-adevăr o problemă în cazul în care studiul spune da, clădirea poate fi transformată. Ar fi nu refacerea fluxurilor, ci problema lifturilor, dimensionării lifturilor. Dar au găsit o soluție cu amplasarea de lifturi exterioare. Deci, din ceea ce îmi spuneți, chiar îmi dau seama că există, ați muncit puțin tărpă la chestia. M-am documentat, asta, adică am stat de vorbă. Da. Deci nu vă spun că vin să bat câmpii și, cum spune cineva, bat din palme și se arată. De asta mi-am dorit să candidez la primăria Deva, pentru că m-am săturat să stau într-un glob de cristal și să văd cum toate în jurul nostru se dărâmă. M-am săturat să vin acasă și să mă întrebe prieteni cunoscuți pe care îi mai aduc în zona noastră: ce ne poți arăta? Păi vă pot arăta fântâna făcută de tatăl meu, telecabina făcută tot de tatăl meu, aqualand-ul care acum este închis, tot de tatăl meu făcut. Cam ce mai pot să vă arăt? Profilele gimnastelor, tot o realizare a tatălui meu, să nu mai spun de altele, că mulți poate nu îmi pun preț că s-a introdus apă canal în anumite zone, că s-a asfaltat, că s-au modernizat piețe. Deci... Hai, nu fi rea, Paula, că au făcut și ei cu 4 milioane toate bisericile și e un lucru bun, nu mai trebuie să-l faci tu. Pot să vă spun și despre asta ceva. Ați observat că panourile publicitare în tot orașul sunt cu ilustrații ale bisericilor din oraș, luminate arhitectural. Bun. Revin. Sunt realizări ale actualei administrații, s-au construit în mandatele dumnealor acele biserici ca să le pună ca un, nu știu, obiectiv realizat? Nu, s-au luminat arhitectural, corect. Le vede toată lumea că sunt luminate încât chiar n-ai cum să nu le observi. Eu și dacă n-ai fi fost... Nu intru în detalii, că nu spune nimeni, arată foarte bine, au un impact asupra cetățenilor, pentru că e ce frumos, tuturor ne place, dar să le prioritizăm, spun eu. Și 7 s-au și construit în mandatele mele, 7 dintre ele. Și nu vreau recunoaștere din partea nimănui, dar nici să pui o luminiță să spui că obiectivul Deva Frumoasă aparține actualei administrații, că e prea... Cine? Vă întreb pe dumneavoastră, că sunteți om de presă. Nu, așa, om de presă. Ce spune legea electorală? Avem voie să folosim sloganul, să punem simbolul de... României? Nu prea, din câte știu eu, dacă este asociat. Unul dintre candidați folosește sloganul Deva Frumoasă, slogan regăsit pe toate panourile publicitare din oraș. Bun, acum, răspunzându-vă și eu în stilul dumneavoastră politic, o să vă spun că nu este treaba mea și este treaba EPU-ului și a biroului electoral. Și în acest sens am făcut care ar sesizări. Trebui să-și facă treaba. Și a guvernărilor. Și a guvernărilor. Am făcut sesizări care sunt la biroul electoral și la EPU.
Am primit și un răspuns. A fost solicitat să fie îndepărtate toate materialele care nu respectă legea. S-au dat și amenzi. Ia uzi. Și după cum ați observat, avem în continuu banere pe toate gardurile, pe toate blocurile, ca să nu mai spun, inclusiv... În Deva? Da, Deva, Sântuhalm, Cristur, Bârcea, inclusiv, că vorbeam mai devreme de Palatul Administrativ și de parcarea de alături, inclusiv pe domeniul public, pe gardul de unde se fac lucrări acum pentru parcarea respectivă, erau puse astfel de banere. Pe blocurile sociale, pe Casa Scării. Deci nu se poate spune nici că sunt ale privaților și fiecare cu treaba lui. Pe ochii lumii, conform cu străduțele pe care le-am prezentat în film, există o machetă în care apare un semn așa. Cu votați un candidat. Bine, s-a solicitat îndepărtarea, s-au dat amenzi. Se pare că aroganța nu ne lasă să le dăm jos. Că nu pot să spun că mă deranjează cu ceva, pentru că, uite, da, încă un lucru care poate să confirme că primarul nu are timp să se ocupe de problemele cetățenilor, că trebuie să stea să amplaseze acele banere, să găsească oameni care să le pună. Nu cred că se duce primarul să le pună, dar... Ați fi surprins! Și cât de ați fi cinic, surprins! Cât de cinic. Am auzit chiar că s-au făcut amenințări! Vrei să mai lucrezi? Trebuie să-ți pui pe poartă, dacă nu... E groasă. Asta nu putem să probăm. Dar cât de cinic poți să fii ca acele domnișoare, acea echipă care se poate relua filmul de ori de câte ori își doresc telespectatorii, să spui că acum se cațără pe blocuri și smulg de la apartamentele private panourile cu contracandidații și le dau foc și le sfârtecă fâșii. Cât poți să fii de mincinos în fața devenilor, să te creadă, să poți să crezi că ne-am dus hoardele tătare au nimerit în sătul cu Sântuhal și au început să ia la sfârtecat gardurile. Am fost în nu timpul zilei. Chiar în halul ăsta. Așa? Mergând pe deci ziua. Deci nu noaptea, ca să spui că dacă voiam să facem frumos, să le aranjăm pe toate, mergeam și noi, noaptea ca hoții, cum spun unii. O vorbă destul de faimoasă. Da. Au apărut astăzi, în cursul zilei, niște imagini cu niște astfel de banere sfârtecate și noi suntem vinovații că ieri am fost în satul respectiv și mi-am pus oamenii să vandalizeze banerele ilegal puse. Deci, și dacă le-ați fi sfârtecat, le-ați făcut un serviciu, că trebuia să le dai oricum jos, dar deci, nu mă gândesc că n-ați deci, făcut. Dacă cineva se gândește că recurgem la astfel de mizerii și la o campanie de genul acesta, se înșeală amarnic. Deci, noi ne ocupăm strict de... Eu nu înțeleg o chestie. Ori sunt eu mai redus din punctul ăsta de vedere, dar pe mine nu mă convinge că candidatul care își pune banere cu rânjit de fasole din el, nici afișele nu mă convinc până la urmă. Pe mine mă convinc programele, adică și alea, nu toate, că dacă vii să-mi spui că vrei... nu știu, Cape Town la Deva, s-ar putea să mă uit așa mai câș la candidatul care propune chestia asta. Dar nu mă conving, bă, de asta nu înțeleg ce-i cu bătălia asta ta pe banere, nu din punctul nostru de vedere, din punctul altora, adică ce, crezi că dacă rânjește cineva fasolea dintr-un afiș... Din păcate, unii sunt la nivelul respectiv. Treaba? Și cred că pot influența în oarecare măsură cetățenii, sperând că aceștia se gândesc dacă, dacă pe toate gardurile e numele unuia, ăla va ieși primar. Sincer. Da. E bine că puteți să fiți și rea, subțile, da. Știți cât de răi suntem. Atâta cât ne-au putut face și câte lucruri s-au folosit împotriva noastră murdare și... mult timp am vrut să tac, să ascund, dar eu zic că presa și toți trebuie să știm. Asta cu sfârtecarea banerelor, cu deteriorarea gardurilor, face parte dintr-un alt aspect, o altă strategie. În urmă cu o săptămână au venit mai mulți consilieri și au spus
că în urma solicitărilor pe care le-am făcut, și recunosc, sunt 5-6 solicitări la 134, să ni se dea documentele, cum s-a ținut licitația, cât a costat aia, ce a făcut aia, pentru că ei sunt dispuși și foarte amabili ca să reclame pe foștii primari și pe cei care le sunt opozanți astăzi. Îmi spunea cineva că a doua sau a treia persoană din ierarhia primăriei a amenințat un consilier, și dau numele, pe domnul David de la Cristuri, care e o voce critică, omul este la 67-68 de ani, dar este sos de judecătoare și un om hotărât. A fost și consilierul meu, întotdeauna m-a călăuzit să merg pe calea cea dreaptă, a zis, nu mai rezist! Dacă mai continuă solicitările și mă mai amenință și am să-mi sfârte sutienul și am să mă dau cu capul de birou până să mă spartă ce? Cineva din ierarhia conducerii. Că dă cu capul de birou și sfârte că sutienul și anunță că domnul David a violat. Vă dați seama unde pot să ajungă. Deci sunt oameni care leagă toate aceste chestiuni pentru că sunt disperați. Nu cred că pe fața noastră vede cineva o teamă, dar să vină, să-și revină, că nu-i ajută cu nimic declarațiile astea mincinoase și atât de... Au venit și au spus, și acum trebuie să vorbesc și eu un minut. 1990. N-a fost. Un pic de greșeală. Într-o statistică care mi-am reluat-o, evident, că nici eu nu le știam atât de perfect și nu vreau să țin din timpul Paulei. Din 1989, în timp ce se trăgea în București, în noaptea de Revelion am făcut 7 membri de partid, Partid Național Liberal. Tatăl meu fiind unul dintre primii care s-a înscris în acea zi. Deci în 31 decembrie 1989. Pot să le și dau numele. Unul e fratele celui care are stațiile gaz în Deva, altul este soția actualului doctor Mihailă, altă este doamna Lucreția Iștoc, care este reprezentantă sau candidat la primăria municipiului Deva pentru birou electoral din partea noastră și soțul este acolo. Deci eu i-am făcut liberal. Deci vin dintr-o familie de liberali. Bunicul meu a fost primar 4 mandate, ca și mine. A fost arestat în 1947 de comuniști, s-a confiscat casa, pământul. Străbunicul din partea bunicii, Vasile Moldovan, a fost prefectul Legiunii Ardelene, unul dintre cei care l-au ajutat pe Iancu să treacă în căruța cu fân de la Târgu Mureș la Cluj, pentru că Avram Iancu a fost avocat stagiar la Târgu Mureș, n-a fost niciodată la Cluj, dacă recitim istoria și spunem adevărul. Iar străbunicul a fost unul dintre cei care a contribuit, ca urmare l-a și făcut prefect al Legiunii Ardelene Traseală, lângă Buteanu, Bărnuțiu, Groza și așa mai departe. A venit rândul meu. În 1989 mă înscriu în PNL, activez din 1990 și în 1996, la nici 5 ani, câștig primăria, la 31 de ani. Eram ceva mai în vârstă decât fiica, dar veneam dintr-o altă sferă de activitate, eram în industria grea, cu targeturi de producție și așa mai departe. În 2000 câștig de atunci toate mandatele, 4 succesive, în 2012 spun devenilor, ca și acum, mă retrag și îmi las pe oricine, n-am găsit, poate că nu aș fi insistat atât pentru fiica mea, dar trebuia să fie, să am încredere în cineva, să știu că promisiunile care le fac sunt duse la bun sfârșit. Am încercat asta, chiar și cu actuala primărie și n-a ținut. Nu îl iubesc oameni. A fost motivul pentru care am găsit altă soluție. În fine, în 2012 sunt criticat ca candidat pe USP, Uniunea Social Populară, care s-a bătut atunci cu USL-ul, Uniunea Social Liberală. Dar cine era la USP? Era PER-ul, PNCCD-ul și PD-ul, care și acum, în mare măsură, sprijină Partidul Național Liberal. Știți, și PNCCD-ul și PD-ul, care este inclus în PNL prin fuziune. Am fost candidat la funcția de președinte, pe care am pierdut-o cu câteva mii de voturi datorită acelui Mircea Muntean și acelor 12.000 anulate. Da, celebra... A venit mai departe. După 6 luni, câștig din nou alegerile. Am pierdut o bătălie, am câștigat războiul în toamnă și împotriva tuturor m-am înscris la Arde.
Ce arde? PD, Partidul Democrat, Partidul Democrat, care împreună cu PNCCD și Forța Civică, condusă de Mihai Răzvan Ungureanu, în 2012 m-a pus candidat primul pe listă și câștig colegiul Deva. În 2014 am fost exclus din PD-ul. Eu ce să fac? Aveam nevoie de proiecte, aveam nevoie de sprijin guvernamental. Am știut să mă duc direct în direcția care a trebuit și am spus-o și în emisiunea trecută împreună cu Andone și cu Murgeanu, viceprimarul Capitale, am reușit să semnez pentru Deva împreună cu Elena Udrea 45 de milioane de euro care i-am adus la toată administrația care a venit după mine. În 2016 câștig primăria pe partidul domnului Gionă. Cine este? O secundă și am încheiat. Cine este domnul Gionă? Un foarte apropiat a conducerii liberale. Trebuie să recunoașteți. Nu este reprezentat al doilea om în NATO, dar este un om care are o personalitate. Eu sunt mândru că domnul Gionă a ajuns și că eu l-am susținut la Deva și că devenii m-au sprijinit pe mine să voteze partidul lui. Așa cum eu îi rog să voteze acum Partidul României Europene. Un partid modern cu o siglă și pentru cei care ne bârfesc, cu o sigla lupului dacic care este aprobată de Biroul Electoral Central. Adică nu este, cum spun doi, trei mici speculanți de aici, că e o siglă, că am forțat istoria, că tot de la invidie și ură, că e o siglă într-adevăr care prinde. În fine, altceva nu mai am să comunic decât că la ziua bunicului meu, când s-au împlinit 150 de ani, a fost o sărbare monumentală în care a fost Bălăceanu Stolnici, Mircea Ionescu Chintus, Flutur, Meleșcanu, Mâna Muscă, toți liderii marcanți ai Partidului Național Liberal la bunicu în casa mea. Două avioane din București au venit și au aterizat pe aeroportul Târgu Mureș pentru că casa părintească este vis-a-vis de Târgu Mureș, lângă Mănăstirea Recea, unde am copilărit și unde mi-am trăit și câteva mii de deveni au fost prezenți acolo, le-am asigurat împreună cu primarul UDMR Simion, care îl salut și cu această ocazie că m-a sprijinit să le fac câteva proiecte. În 2005 se întâmpla aceasta. Deci iată, dragi deveni, să votați un liberal adevărat pe Paula Corbu. Mulțumesc! Deci, până la urmă, Paula, cum e? Ești liberală? Sunt ceea ce este nevoie pentru ca acest oraș să se modernizeze, să prospere, să ajungă acolo unde trebuie. Cred că atunci când spune până la liberal, urmă, la alegerile locale se votează omul. Deci eu cred că, uite, avem exemplu Hunedoarei, care a fost atât de mult timp liberală, de dreapta, și a venit cineva de stânga și a făcut din orașul acela ceva de nerecunoscut. Deci ca să deci ne înțelegem, nu e nicio treabă. Avem exemple... Tu l-admir pe Bobouța, nu, de la Hunedoara. Da, și chiar am spus oamenilor că îmi doresc să fac treabă și să fiu cel puțin la nivelul tatălui meu, ca să ajungem din urmă Hunedoara, care ne-a luat-o înainte mult. Să ajungem deci... albă. Ce le spui, ce le transmis spectatorilor pe finalul de emisiune? Dragii mei, pot să vă spun doar că voi deveni primarul dumneavoastră, vă voi reprezenta cu onoare, cu sinceritate, voi avea proiecte importante, voi moderniza orașul și, de, în primul rând, mă voi ocupa de prioritățile dumneavoastră. Am fost în mijlocul vostru în ultimele săptămâni, mi-am notat fiecare problemă pe care o aveți și cu care vă confruntați și înainte de a face investiții fantasmagorice și a venit cu promisiuni de șarte, mă voi ocupa de ceea ce vă doare în prezent, în momentul de față. Vă mulțumesc și sper că data viitoare să fie două ore, pentru că s-au vins singură, mai aveam multe de punctat. Va fi o data viitoare. Vă promit că va fi o data viitoare. Mi-ați cerut o poezie în încheiere de câteva versuri. Ardealul nu-și mai cântă senin rapsodia unui eroic destin, un cântec se aude și acela zălud, aici ai aiudu, aici ai aiud,
Satan, dacă ești așa și vechiul lui iad, să numește aiut de cum este azvad, din pieptul răzbună cuvântul durut. Aici ai aiudu, aici ai aiut, codrice dârși se răzbună părtași și întreabă de Horea, eroul tu faș, codri cei dârși, îi răspunde cou, aici ai aiudu, aici ai aiut. Și dacă întrebava izvor cu izvor, de ce a suferit pe nedrept atâta popor, și în susur auzi răspunsul lor ud, aici ai aiudu, aici ai aiud. Asta e poezia scrisă din gură în gură, fără, adică cu autor, da, de ce? Cu autor anonim sau... Iar nu există, da, nu există semnătură de la Arsene Boca, Bartolomeu al Clujului, Steinhard și toți Radu Ghir și toți cei care au fost încarcerați la Aiud. Coposul însuși fiertat a cerut atunci să fie publicată în toate manualele de limbă română la începutul cărții, așa cum era tabloul lui Ceaușescu. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, Paula. Până la o nouă revedere, ce să zicem? Succes și să auzim numai de bine. Stimați spectatori, sunt Adrian Simeon. Paula Corbu, candidat PRE, Partidul României Europene pentru funcția de primar al Deltei, a fost invitat în studioul nostru, alături de Mircea Munteanu în calitate de susținător. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!